Învățătura Sfântului Ioan Gură de Aur despre rugăciune. Toți știu că începutul la tot binele este rugăciunea, mijlocitoarea vieții veșnice și a mântuirii. Sunt nevoit așadar să vă grez despre ea pe cât voi putea, ca unora ce, deprinzându-vă a viețui în rugăciune și împlinind de apururea lucrurile lui Dumnezeu, cuvântul acesta să vă facă și mai silitori. Iar pe de altă parte, ca aceia care viețuiesc în desfătări, care nu se roagă și își lasă sufletul pustiu, să-și cunoască paguba pentru vremea trecută și să nu se lipsească de mântuire în cealaltă vreme a vieții lor. Deci iată cel din tâi mare lucru ce voi grăi despre rugăciune. Cel ce se roagă vorbește cu Dumnezeu. Dar cum se poate om fiind să vorbească cu Dumnezeu? Toți adică știu, dar nu putem spune cu deamănuntul cinstea aceasta. Că această cinste covârșește și marea vrednicia îngerilor. Deși ei mai bine o știu, precum un slăvit proroc spune despre dânsii, că făcând ei cu frică rugăciunile pe care le aduc lui Dumnezeu și acoperă cu aripile fețele și picioarele, cu multă cuvință, cu cernicie și cu sfială, și că ei nu pot tăcea de atâta frică. Asemenea și celelalte toate, adică firea și viața și înțelepciunea și cunoștința și tot ce se poate spune, toate sunt deosebite de ale noastre, dar rugăciunea este lucrul de opște al îngerilor și al oamenilor. Și nu este nicio deosebire între amândouă firile de rugăciune. În taină te așează, deci, împreună cu îngerii și de grabă vei păși în viața, în cinstea, în bunul neam și într-o cunoștință lor, în tot locul și ceasul. Deci să ne sârguim către Dumnezeu prin rugăciuni, căci ce lucrare va fi mai luminoasă decât a celor ce vorbesc cu Dumnezeu și se roagă? Și ce este mai drept? Și ce este mai înțelept? Lui Dumnezeu, Cel ce ne-a dat marele dar al rugăciunii, aceluia se cuvin cinstea și stăpânirea în veci.